Satul Cinișeuz din raionul Rezina a fost gazda festivalului concurs al familiilor și dinastiilor artistice la Izvorul Neamului. Evenimentul este la a doua ediție și a întrunit colective din tot raionul. Potrivit organizatorilor, festivalul concurs are drept scop promovarea creațiilor folclorice autentice și a folclorului vechi, încadrarea generației tinere în moștenirea tezaurului folcloric, a tradițiilor și obiceiurilor de familie și neam. Acest festival nu întâmplător se organizează în satul nostru, deoarece suntem un sat specific, cel mai mare sat din raion, cu locuitori de diferite etnii, diferite confesiuni religioase, diferite ocupații și interese, dar trăim toți în pace bună, conviețuim în bunăvoință și ne dorim și construim un viitor frumos, prosper pentru satul nostru. Salut toate colectivele participante la acest eveniment deosebit și cu mult drag și mult respect primarilor care au delegat aceste dinastii minunate pentru a prezenta tezaurul localității, Zestrea Neamului, prin folclorul nostru autentic, cel putem să-l transmitem din generație în generație, doar organizând astfel de evenimente și la care dumneavoastră sunteți parte componentă. Este o zi în care fiecare cetățean al Republicii Moldova vine cu sufletul deschis pentru a sărbători tot ce este frumos, tot ceea ce reprezintă sufletul fiecărui cetățean, portul popular, haina populară,
și totodată tradițiile populare, tradițiile care nu trebuie să fie uitate de nimeni. Vreau în primul rând să salut toți locuitorii satului Cinișăuți și să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi sunteți gazda unui asemenea eveniment frumos. V-ați arătat deschiși la suflet și la chip și v-ați arătat deschiși ca să facem acest festival anume la dumneavoastră în localitate. Să știți că mă bucur enorm de mult pentru acest fapt și anume locul ales aici la Izvor, de asta și-a venit inspirația de a denumi acest festival la Izvorul Neamului și să știți că mă bucur în asemenea localitate plină de oameni gospodari să fiți gazdă a multor oameni gospodari din raionul Rezina. Vă felicit pentru acest fapt și vreau să vă zic că chiar trebuie să vă mândriți cu faptul că în satul Cinișăuți astăzi se petrece un festival care este la ediția a doua. Deci este un festival care va fi de bun augur. Vreau să mulțumesc colectivelor din alte localități care sunteți prezenți într-o această zi la noi în localitate, că suntem niște oameni primitori, oameni cu suflet mare, oameni gospodari și vă acceptăm și vă primim și vă așteptăm la multe alte concursuri care se vor face, festivalul care se vor face, vă așteptăm în localitatea noastră. Fiți sănătoși, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute și într-un ceas bun la ceea ce am pornit. Doamne ajută! În cadrul Festivalului Meșterii Populari din raionul Rezina și-au expus cele mai frumoase lucrări. Festivalul concurs al familiilor și dinastiilor artistice la Izvorul Neamului a fost organizat de către secția Cultura Consiliului Raional Rezina în parteneriat cu primăria satului Cinișăuți. Să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, băi, așa! Să ne trăiți la mulți ani!